Cea mai simplă rețetă de Paște pe care o poți încerca pornește chiar de la masa de sărbători, cea tradițională. Ce facem cu mămăliga rămasă? O modelăm în forme mici și o dăm la cuptor. Amestecăm zeama de varză și sosul de soia, apoi adăugăm gălbenușurile de ou. Rumenim într-o tigaie ceafa la jar de la Hanul Boieresc și adăugăm și puțină zeamă de varză. Scoatem mămăliga de la cuptor, scobim interiorul și îl punem în tigaie cu iaurtele mea de ibănești și brânză maturată. Amestecul va veni direct în formele rămase alături de ou, slăninuță câmpenească și o cremă de smântână cu brânză de burduf. Așa arată rezultatul final. Să avem poftă!